SUA transmit că Rusia ar putea ataca Ucraina în câteva zile. Potrivit Der Spiegel, SUA i-au avertizat pe aliații din Europa că se teme de un atac rusesc miercuri. Dacă se va întâmpla asta, războiul nu va fi unul pașnic, susține Jack Sullivan, consilierul pentru securitate națională al SUA. Aseară și Joe Biden a confirmat în fața aliaților NATO această intenție a Rusiei. Pe de cealaltă parte, însă, în ultima declarație, Vladimir Putin susține că va continua negocierile și pregătește un răspuns pentru aliați. Și vorbesc despre aceste noi luări de poziții cu Florin Jipa, editor monitorul apărării și securității. Bună dimineața! Bună dimineața! Ce mesaj crezi că transmite aceste declarații ale americanilor, dar și ale lui Putin? În primul rând, Statele Unite vor ca Rusia să nu mai aprind surprindere, exact cum a fost în 2014. Tocmai din această cauză spun cu subiect și predicat că urmează o invazie, iar consilierul pentru securitate, Jack Sullivan, al președintelui Biden, a spus foarte clar că în câteva zile, conform informațiilor serviciilor Statelor Unite, deci până la sfârșitul Olimpiadei. Pe de altă parte, Rusia își păstrează același ton, spunând că americanii își doresc război. Ei nu au în intenție invazia Ucrainei, dar nici nu explică de ce păstrează 100.000 de militari din toamnă la granița Ucrainei. Acolo ar trebui să fie 35.000 de militari, iar acum sunt în jur de 135.000 de militari. Făcând un calcul financiar, Rusia a cheltuit peste $1 miliard doar cu întreținerea acestor soldați, acestor militari acolo. Este un efort financiar uriaș pe care nu le explică. Tocmai din această cauză, cel puțin în acest moment, amândouă teoriile sunt în picioare. Dar spune-ne, Florin, ce înseamnă acest mesaj pe care ni-l transmite ziarul german Der Spiegel, cum că Rusia ar putea să pornească un atac, un război cu Ucraina și dau și o zi destul de exactă, miercuri. Ce înseamnă asta și cât de fezabil e treaba asta? Da, a luat un pic prin surprindere faptul că a fost dată chiar o zi, miercuri. În astfel de situații, decizia aparține politicului, în speță președintelui Putin. Documentele militare nu ajung la toți militari, ele ajung la statul major general rus și de acolo se transmit doar câteva ore înainte, tocmai pentru a păstra secretul, deoarece într-o operațiune militară, surprinderea adversarului este o cheie a succesului. Când deja ceilalți știu data și eventual și punctele de intrare, vei fi așteptat și nu mai ai același succes. Însă până la spune dacă va fi miercuri sau nu un atac, trebuie să avem în calcul cel puțin două aspecte. Unul, rușii au spus ieri că urmează să răspundă la propunerile americanilor în câteva zile și trebuie să așteptăm acest răspuns și să vedem poziția lor. Și doi, urmează încă o discuție telefonică între Biden și Putin, în care se pot stabili anumiți termeni care pot amâna această invazie. Vedem, Klaus Iohannis a fost la o întâlnire, de fapt Jens Stoltenberg a venit să se întâlnească cu el, au discutat, a fost la o întâlnire restrânsă a lui Joe Biden cu toți aliații. Cum ne poziționăm noi? Pentru că mi se pare că suntem destul de liniștiți având în vedere mobilizarea de forțe care se întâmplă foarte aproape de România. Într-adevăr, există o mobilizare de forțe foarte aproape de România. De mâine Rusia va trece la nivelul următor și, mulți spun, chiar final, începând exerciții după cele din Belarus la nordul Ucrainei și la sudul Ucrainei, a mobilizat flota Mării Negre, a adus cel puțin 6 nave de desant din flota Baltică și nordului în Marea Neagră, a poziționat 2 grupări de nave înduse de fiecare de câte un crucișător în Marea Mediterană și a și început exerciții cu militarii din districtul de sud, care cuprinde inclusiv Crimea. Deci începe o desfășurare de forțe și în apropierea României, însă cu toate acestea România nu este în pericol, a spus-o clar ieri președintele Iohannis. Este bine că România în zona de sud-est și Polonia în zona de nord sunt doi poli puternici ai alianței. Statele Unite au și adus militari aici în cele două țări, atât forțe terestre, dar și forțe aeriene. Ieri în România au aterizat avioane F-16 la Petești și F-15 în,
în Polonia. Deci România este importantă pentru strategia NATO în regiunea Mării Negre și cred că este foarte important să ascultăm și opinia a doi foști miniștri apărării. Mă refer aici la domnul Ioan Mircea Pașcu și Mihai Fifor. Eu sunt convins că informațiile pe care le pot strânge americanii sunt foarte importante și ele indică într-adevăr posibilitatea declanșării unui atac în orice moment. Dar în același timp trebuie să existe o decizie politică pentru acest lucru, însă capabilitatea de a face acest lucru există. Și din punctul acesta de vedere, oamenii se pregătesc pentru cel mai rău caz. Eu cred că tocmai aceste informații de ultim moment au determinat această discuție pe care președintele Biden a avut cu cei menționați de dumneavoastră și probabil că lucrurile vor fi în continuare tot așa, contactul va fi menținut în funcție de evoluția de pe teren. Dar această chestiune că este posibil ca atacul să înceapă totuși înainte de terminarea Olimpiadei este o chestiune foarte serioasă. Dincolo de efectele respective, o să vedem și ce se întâmplă cu sportivii ruși la Olimpiadă dacă lucrurile se întâmplă în scenariul ăsta. Dar asta este cea mai mică grijă față de ce se poate întâmpla acolo dacă atacul are loc până la urmă. Asta ar însemna că Rusia a abandonat să ajungă la o înțelegere cu Occidentul, deși a cerut Occidentului să-i recunoască lucrurile pe care le solicită și a decis să-și ia lucrurile în propria mână și să facă cum o taie cap. Nu putem fi decât îngrijorați de toată această evoluția evenimentelor. Eu cred că toată lumea a sperat și speră în continuare că se va putea deescalada această stare extrem de tensionată, această situație extrem de tensionată. Ați văzut încercări diplomatice cu vizite la Kremlin, cum așa cum a fost vizita președintelui Macron. Adică se caută în continuare soluții diplomatice pentru ca această intenție a Rusiei de a ataca Ucraina să nu se materializeze. În timpul acesta vedem mutări de forțe militare. Pe de o parte, Rusia se întărește la Marea Neagră și am văzut nave militare intrate în Marea Neagră. Sunt discuții despre nave aliate care ar putea să ajungă de asemenea în Marea Neagră. Vedem dislocarea aceasta de trupe americane pe teritoriul României, o mișcare ce încă se desfășoară pentru că nu s-a încheiat, cu suport aerian. Practic, Alianța Nord-Atlantică mută de asemenea pe flancul estic și întărește partea aceasta de la bazinul Mării Negre prin prezența militară pe teritoriul României. Sunt, dacă vreți, mișcări ce încearcă să poziționeze Alianța Nord-Atlantică și să întărească ideea de descurajare și de apărare pe flancul estic, pentru că flancul estic este expus în momentul de față și în Polonia și Țările Baltice, dar iată și la Marea Neagră, acolo unde principalii jucători sunt România, Bulgaria și Turcia. Repet, nu putem privi decât cu preocupare și cu îngrijorare la tot ce se întâmplă în momentul de față și trebuie să sperăm că în continuare eforturile diplomatice își vor face simțită prezența și că vor avea și rezultate să ducă la detensionarea situației de la frontiera Ucrainei. Florin, l-am văzut ieri pe președintele Iohannis îmbrăcat frumos într-o geacă de piele cu semnul acela de la baza Kogălnicianu în piept și șeful NATO ne-a anunțat că vom avea posibil un grup permanent. Crezi că se va schimba poziția președintului? Va fi mai vizibil? Va veni mai mult în față dacă vom avea această bază permanentă a alianței la noi în țară și ce înseamnă asta pentru România?
Ce am văzut ieri la Cogălnicianu, cei 1000 de militari și ce am auzit și despre cele 8 aeronave care ajung la Fetești sunt măsuri luate rapid de Statele Unite, de NATO, dar pe o perioadă scurtă. De exemplu, aeronavele vor sta în jur de 2 săptămâni, iar militarii din forțele terestre, nu s-a spus exact perioada, dar a fost clar că este o perioadă scurtă. Pentru garanții de securitate pe termen lung, exact cum spunea și secretarul general NATO, Jens Stoltenberg, ieri, România are nevoie să înființeze aici un grup de luptă NATO pe modelul celor care există în Polonia și în statele Baltice, deoarece acel grup de luptă este pe o perioadă nedeterminată. Și este președintele Iohannis a salutat poziția Franței, care va fi țara cadru a acestui grup, deci va da cei mai mulți soldați și cu siguranță președintele, ministrul de externe, ministrul apărării vor începe negocieri cu ceilalți aliați pentru a aduna forțe cât mai puternice în acest grup de luptă. Cred că președintele va avea mai multe întâlniri cu mediul militar, dar și cu mediul diplomatic, tocmai pentru a forma acest grup de luptă într-un timp cât mai scurt.